Podul natural de la Ponoare va intra din primăvara anului viitor într-un amplu proces de reabilitare și conservare. Președintele Consiliului Județean, Marius Bălu, a cerut realizarea unei rute ocolitoare pentru devierea întregului trafic rutier. Consiliul Județean astfel va proteja această minune a naturii prin interzicerea circulației de tonaj. Considerăm că anul acesta demarăm lucrările. Estimăm că ele nu vor dura mai mult de un an de zile, pentru că până la urmă este vorba de o distanță destul de mică, nu ocolim decât efectiv minunea naturală podului Dumnezeu. Ruta ocolitoare va avea o lungime de până într-un kilometru, așa că tragem speranță să o terminăm până la anul. La ora actuală, pe podul natural de la Ponoare se circulă cu restricții de tonaj și de viteză. Consilierii județeni și-au dat în unanimitate votul pentru realizarea rutei ocolitoare și pentru alocarea sumelor de bani necesare exproprierilor. Podul natural de la Ponoare a fost declarat monument al naturii și are caracteristici care îl fac unic pentru acest colț de lume. Tot în cadrul ședinței de astăzi a fost votată și validarea Claudiei Jianu în funcția de consilier pe locul rămas liber după demisia lui Rafael Dunărințiu. Fac parte din Comisia de Juridică și de Urbanism, înlocuindu-l pe Rafael Dunărințiu. În ședința ordinară a lunii octombrie, consilierii județeni au mai votat pentru înființarea la Șimiana unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap.